Bine v-am găsit, vă spunem, la o nouă ediție a emisiunii Calea Adevărului și Viața. Astăzi dorim să vă ajutăm, să vă provocăm, să înțelegem vremurile. O facem în multe emisiuni pe care le dăm de aici, de la Alfa Omega TV, dar considerăm că este important, foarte important, în afară de a sluji, de a ne încuraja, de a ne ruga, să căutăm să înțelegem vremurile și aceasta printr-o prismă scripturală. Un prim modul pe care vi-l propunem să-l urmăriți este o contribuție a lui Ion Erickson Tada. Dânsa slujește de mai mulți ani în rândul persoanelor cu nevoi speciale. Ea chiar în tinerețe a avut un accident care a făcut ca ea să slujească dintr-un cărucior. Aceasta este slujirea lor principală de la Johnny și prietenii. Noi dăm de mulți ani de zile, în diverse sezoane, emisiuni cu Johnny și prietenii. Este cunoscută în România și în întreaga lume printr-o slujire în special a persoanelor cu nevoi speciale. O scurtă contribuție după care revenim în studio. Hi, I'm Johnny Erickson Tada with my thoughts on the coronavirus. Because as the COVID-19 virus spreads, it is shaking the faith of many and tempting us to live in fear of headlines and people's predictions. We are anxious, people are hoarding, retreating, isolating themselves, locking the doors. But in the worst of times, Christians can and should be at their best. For we are people of the Word who believe the world belongs to our sovereign Lord. His rule extends over everything, especially to yes, even microbes and viruses. Even in an epidemic, we are to press on. And at Johnny and Friends, our mission is focused on the very people who are most susceptible to the coronavirus. Individuals with disabilities, young and old, the medically fragile, those who use ventilators, and the elderly. I want you to know that our area ministry teams are undergirding these families with practical support right now and with prayer. And here at the International Disability Center, the headquarters of Johnny and Friends, we have launched a staff-wide prayer effort where groups meet throughout the day to pray for these vulnerable populations. The ministry message of Johnny and Friends has always rested squarely on the foundation of God's sovereignty. Psalm 33, verse 11 tells us that the counsel of the Lord stands forever, and the plans of his heart to all generations. This means that Jesus knows exactly where the virus is and where it is going next, who will get it and who will not. And since our Savior always does what is wise and good, he has prudent purposes in this disease and its impact. And personally, I am staking my life on that because I am also an individual at great risk. I am an aging quadriplegic with fragile lungs, and an immune system that can be easily compromised. But I'm following all the protocols, and I am bolstering my confidence with the same assurance that we are giving the people that we serve through Johnny and Friends, and that is this: the world belongs to Almighty God. So Christians can be confident in His plan and purposes. There is absolutely no reason to be caught up in the panic or the blame. So, to our friends with chronic conditions who may contract this virus, we stand beside you with prayer and practical support. Please contact us immediately so we can pray wisely, committedly, and specifically for your family. And to those who stave off this virus, I implore you right now, join us in interceding for our nation's most exposed populations, including the frail and the elderly, disabled people in care centers, special needs families, and my ventilator-dependent friends. These are the very ones we serve at Johnny and Friends, and we're convinced that they have God's heart. So join us, would you, in lifting these vulnerable persons up before the throne. And when will this outbreak pass? Well, if Job were to be asked that, he would rest in God's timing. He said in Job chapter 42, I know that you, O Lord, you can do all things, and that no purpose of yours can be thwarted. In the meantime, though, let us be people of light and hope, and let our friends and neighbors know that God says in Isaiah 46, I am God and there is none other. My counsel shall stand, and I will accomplish all my purpose. Sure, this
COVID-19 coronavirus is disconcerting, but remember what Jesus said in the span of what, a handful of verses in the Sermon on the Mount. Jesus says, do not worry. And he says it 6 times. Our Savior knows the devastating effects of worrying and how it can corrode your faith like acid. Worry robs you of joy. It steals your hope like nothing else. So friend, rest and have confidence in the supreme sovereignty of God, especially during this difficult season. Join me in praying fervently. Join us at Johnny and Friends in sharing the good news of God's mercy, resting in His promises, and don't forget, wipe all countertops and wash your hands a lot. A fost Johnny Erickson Tada. Johnny spunea despre nevoia că în aceste vremuri de mare provocare legată de epidemia de coronavirus să ne uităm cu atenție și în dreptul persoanelor cu nevoi speciale și adăuga ea și a bătrânilor, a persoanelor mai vulnerabile la această epidemie decât alte persoane normale. Aș insista asupra acestei dimensiuni legate de bătrâni, pentru că nu de mult a fost circulat în mediile online și un cuvânt profetic legat de faptul că cel rău încearcă să atrage, să reducă, să decimeze chiar și această, în special această categorie de vârstă a bătrânilor. După cum știm, bătrânii sunt parte din moștenirea tinerei generații, de parte, etapă, treaptă de intrare a poporului Domnului mai tânăr în promisiuni. E acolo înțelepciune, e discernământ, e o relație cu Domnul, e nevoie să ne rugăm și să protejăm bătrânii acestei națiuni și a persoanelor cu dezabilități. Rămâneți cu acest gând, o dimensiune care am adăugat-o la emisiunea noastră pentru că n-am abordat-o până acum. Vrem să mergem mai departe. Am ezitat să includem în această emisiune o secvență cu caracter pur profetic, pentru că înțelegerea vremurilor fără revelație profetică are sens până la un punct. Chiar Ioel, dacă mi-am pregătit aici un verset, Ioel spunea, nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor său prorocii în Ioel 3:7. Acest lucru, sigur, e scris în Vechiul Testament, o să spună unii, revelația s-a terminat după scrierea întregii Biblie, dar în Noul Testament Biblia vorbește mult despre lucrarea profetică și suntem îndemnați să cercetăm toate prorociile și să păstrăm ceea ce este bun. Această cercetare înseamnă o verificare a prorociilor și o filtrare prin prisma cuvântului lui Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu vorbește și astăzi și suntem surprinși, cercetăm, vedem, suntem bombardați cu revelații profetice, avem nevoie de un discernământ deosebit. Discernământul acesta trebuie să fie bazat pe Sfânta Scriptură. Însă vrem să sărăm un modul mai lung de vreo 20 de minute cu Chuck Pierce. Chuck Pierce este una din vocile profetice pentru națiuni, a slujit și în România. El slujește națiunilor și are cuvânt de înțelegere și de direcție, de proclamare în zona națiunilor. Sunt prinsător cum în ultimele luni, în diverse conferințe pe care le-a avut, Dumnezeu a vorbit prin el și oarecum ne-a înștiințat. Cine a avut urechi de auzit, a auzit. Cine nu, exact toate lucrurile care se vor întâmpla. Să înserăm acest modul cu totul special, după care revenim cu câteva comentarii. Now let me show you a few things as we move forward. And this is what we're ahead for 2 years and 4 months. You can mark it down today. We are ahead. We are coming through this place. Say we're coming through this swamp. And it is a swamp that we're about to come through. Now, we're in this time of breaking out of conventional ways of thinking. This is very key for us if we're going to make it through this place that we're headed through. And with that, you have to understand, and we're making a shift into harvest. It's not what we think. And any time you're moving into a harvest season, what happens is the separation gets worse and worse and worse.
and greater and greater and greater. Over these next 2 years, you will see one of the greatest separations in this nation. It will almost look like the Civil War has come. It's just that God is going to have to define this separation so we fully understand it. It will cause His people filled with the Spirit to rise up as one. Now, it's what's going to happen with us. We won't have time for the racism card. We won't have time for all of that because we're going to have to be one. And the voices with the anointing, we're going to have to learn to follow after the anointing and be able to see the anointing because the separation is going to get greater and greater. What we're entering into is an era, a decade, and I don't know if Paul has studied this or knew what he was saying about this last night, but the decade is actually called speaking forth your liberty. And we're going to see so much upheaval coming in the earth realm that you'll just have to hang on for dear life. Because there will be so many issues rearranged because of the voices that are coming forth. It's what the whole next decade is about. And each year will have a different significance of how we speak. We'll keep repeating that till we get it. This is what the season ahead looks like. All of a sudden, Moses is just working the same way he's been working the last 40 years. And in the midst of him doing that, a bush begins to burn. Now, here's the key issue about this decade ahead. God is going to interrupt our last season. Now, I'm going to say that again. He's going to look at your last season. He's going to look at the last 40 years. And all of a sudden, he's coming down in the midst of it, and he's going to interrupt it. He starts burning this bush. Bushes burn out in the desert. This is not unusual. But all of a sudden, there's a faith action in Moses that's so important. This is what God's going to be looking at in us. All of a sudden, the Word of God says, Moses turns to go look at the bush. See, God is going to be interrupting, but we're going to have to recognize the interruption. And in the midst of that, we're going to turn, we're going to look at that bush and recognize this is not the same thing as burned last week. This is not the same thing that burned 3 years ago. All of a sudden, there's this divine interruption and Moses comes face to face with the bush. And God says, take your shoes off. You're in a new place. All of a sudden, God reveals himself to him. And then all of a sudden, God says, I'm ready for you to do some things that I prepared you for 40 years ago, but you weren't capable of completing them. But now I'm calling you into them, and you will be used not only to change a nation, but you'll be used to deliver a nation. Look at somebody and say, the divine interruption is on the way. We are entering into a decade where we cannot be silent. The Word of God says, cry day and night, watchmen, for Jerusalem. Stay upon her walls. And the Lord says, this is a time that your voice in this land will be heard.
Between March and April, chaos. There will be sounds that you've not heard. Sounds of the enemy trying to make an advancement. But the Lord says, the sound of my voice through my people will rally and be heard in this land. I feel like in D.C. there's a setup through man that has set structures in place, and you're going to start seeing some tremendous deaths. Record the deaths, for the Lord says, when sin abounds, death abounds. And the Lord says, you watch how I start causing certain dominoes to topple. I say there's a truth that I will uncover coming out of China that has never been seen before. I say to you, get ready, for I am about to oil the church in China. A new anointing will fall on that church. And because of that, the truth that is not seen will begin to be uncovered. I say to you, get ready. The oil of my anointing is beginning to squirt on the church that has had to pull back and remain hidden over these last several years. And because of that, the sheet of deception will be lifted. Father, we say, as we go through this time, that we are hearing your breath blow to cause an awakening in the nations. You're drawing us near. We're submitting. We're resisting. And the enemy must start backing away. We say territories will now start awakening. We say this is the beginning of an awakening conquest throughout the earth. A remnant arising with the sound of awakening. You're snapping in place new borders, new boundaries. That which has been contending for your people, you're ordering new borders for their life. People are being repositioned. They're letting go of places where they have been to be rebordered by you for a new portion. Everybody decree new portion. Now decree to your nation, your state, wherever you are, that the borders are reawakening. Structures are beginning to say, we have to reform. Yeah. We say the health structure will start reforming from heaven. Because the spirit of penetration is coming into it, and it will be bypassed by healings until it comes into a new order. And the Lord said very clearly to me, tighten your belt. Now I want you to say that out loud. I've got to tighten up as I move forward. Now, that can mean several things. It can mean tighten your belt because your provision is going to go into a different dimension. And so it becomes important that we tighten our belt. And when I started asking the Lord about it, he said, my people need to tighten up their belt because I'm going to teach them starting now to do exploits. That means they will take resources they have access to and they will begin to recreate those resources and bring them into a new law of use.
So this year we're going to see great, incredible creativity come in resource. It will be an incredible time. And then he also, it could also mean that we are headed into one of a roller coaster type year, and we've got to tighten up for the ride ahead. And so that sounded okay too, that we would tighten our belt for the ride that's ahead for us in this 2020 era. It also can mean that you're going to be lean and mean. Look at somebody and say, I think I'll choose that third definition. And so as we enter a new era, I feel it's important that we remember what it says. Behold, what the word of God says in Isaiah. Behold, I do a new thing. Do you not perceive it? So that says to us, we can miss it. But I think this year, it's going to be very difficult to miss what God is saying and doing. We're going to be desperate this year. And desperation, crisis creates a move of God. See, what really happens at a new era is all of a sudden, you're at the end and the beginning, both at the same time. So you have to go through a reset. Just like reset, you know, in the tech world, there's just some things you can't figure out how to fix, so all you do is turn them off and turn them back on. Then everything starts working and comes back into a new order. The Lord says, the glitches of your past season, I'm resetting them. And he also says, I'm getting ready to put you in motion so that you speak your future. I wrote a series of books from when God visited me in 1986 and showed me 10-year increments through 2026. Everything that we have just crossed over in 2020, you'll find it in one of those books. It's been written. God said it. He said we would be moving, but he said this would be our most intense year. The nations would go into places of intensity they had never been before. And all of a sudden, there would be divine alignments and moments of change that would produce faith explosions in his people. Now get ready. Just as China, Russia, and America vie for power, God says, I have power within you that I'm about to explode. Let me say this to you. We will be in a great tension. It will be a new era of warfare for us. It won't be like the warfare we've been in the past. It's a tension arising. I call it the lion versus the dragon war. That will happen this decade. We must know who we are part of. We must leave our maintenance mentality and walk into a conquest mentality based upon the boundaries that God is assigning each one of us. That is the word I want to leave for each one of us individually, corporately, territorially, and generationally. A fost un colaj de lucrări profetice din ultimele luni a lui Chuck Pierce. Suntem surprinși să vedem cât de exact Dumnezeu a vorbit, a științat. Din păcate, nu mulți au înțeles și au luat măsurile care se cuveneau. Sigur că măsura principală a fost și este în continuare să fim pregătiți în orice moment să ne întâlnim cu Domnul, să ne sfințim, să ne separăm. Iată că el însă vorbește despre o cercetare și o scuturare la nivelul întregii națiuni, tuturor națiunilor întregului pământ, despre lucruri care nu vor fi complet diferite după ce va trece acest
această scuturare majoră, despre exemplu acela cu rugul la care Moise s-a întors, care a ars într-un mod deosebit, el a trebuit să lase lucrurile obișnuite, să se întoarcă la ceva nou. Cred că și noi va trebui să ne obișnim cu ideea că unele lucruri trebuie să le punem deoparte, că Dumnezeu operează de aici încolo, altfel, în alt mod. Păstrați ce credeți că are rezonanță pentru dumneavoastră din acest modul profetic. Sigur că sunt lucruri sensibile, dar noi credem că Dumnezeu vorbește și astăzi, când într-un fel, când într-altul, chiar și prin voci profetice. Una din lucrurile cu care vrem să mergem mai departe, pentru că vorbim astăzi de înțelegerea vremurilor, este faptul că Dumnezeu merge înainte cu planul lui. Mulți întreabă dacă așa se scutură lucrurile și atât de grele lucruri vin peste noi. Cum își va împlini Dumnezeu promisiune pentru viața mea, pentru țara noastră? Pentru că au fost multe înțelegeri profetice, revelații profetice, promisiuni mari pentru România. Și de ce Dumnezeu întârzie și a amânat planul, a renunțat pentru că nu mai este timp și în timingul lui nu ne-am încadrat? Nu, cred că Dumnezeu are timpul lui, timingul lui. Vreau să vă citesc în verset din 2 Petru 3 cu 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară și toți să vină la pocăință. Cumva, cred că scopul Domnului major este acesta, ca tot mai mulți, cât mai mulți să vină la pocăință, tot mai mulți să nu piară, să nu meargă în iad, ci să îl cunoască pe Domnul și să se petreacă veșnicia cu el. Acesta este scopul, dincolo de orice speculații, de evenimente, de aparente schimbări de direcție și de răzgândirea lui Dumnezeu. Acest lucru își spune Domnul în Vechiul Testament, în Noul Testament special, și este o promisiune pentru noi. Și pentru noi ca persoane și pentru noi ca națiune. În acest context vreau să inserăm aici un gând, un scurt comentariu. Ne-am rugat-o pe sora Lidia Meilescu să ne spună cum a primit acea cântare care o vedeți de mai multe ori acum pe canalul Alpha Mega TV despre România. O cântare de optimist, de ridicare, cu caracter profund profetic. Ea l-a primit în timpul unui timp de poștă și rugăciune în timpul Purimului, pe la mijlocul lui Marti. Iată comentariul ei, după care înserăm și melodia respectivă, care vrem să fie o încurajare, o ridicare pentru dumneavoastră și, de ce nu, și un element de revelație profetică a celor care credeți în promisiunile Domnului pentru România. Anul acesta, între 9 și 11 martie, evreii au sărbătorit sărbătoarea Purim, acea sărbătoare de victorie asupra vrăjmașilor lor, care emiseseră decretul de a fi exterminați în Imperiul Persan. În timpul acestei sărbători am decis să am o zi de post și de rugăciune, dar o zi specială de tăcere înaintea lui Dumnezeu. O zi de meditație contemplativă asupra persoanei lui. Dicționarul explicativ definește contemplația astfel: privirea îndelungată cu admirație sau emoție, gândirea profundă asupra unui lucru, cugetarea sau reflectarea. Și în timpul acestei tăceri contemplative, din duhul meu a țâșnit următoarea cântare. Pentru că uneori din duhul nostru izvoarele de apă vie care țâșnesc sunt cântări profetice, cântări care marchează o anumită perioadă. Ioan 7:38 spune: cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Această cântare reprezintă izvoare de apă vie, care în timpul tăcerii contemplative, din acel post, din acea punere deoparte pentru Dumnezeu, au țâșnit. Și cred că această cântare este o cântare profetică, este o cântare care, ascultată cu o inimă deschisă, poate crea o atmosferă spirituală în care Dumnezeu să aducă transformări supranaturale în viața ta. Fii binecuvântat!
cântec nou de ispăvire, e un cântec nou de mântuire, e un cântec nou de biruință în țara mea. E un cântec de eliberare, e un cântec nou de vindecare, e un cântec nou de ridicare în țara mea. Vii tăi se vor întoarce iar, când acesta vei vedea, te vei bucura. Vii tăi te vor căuta, vii tăi se vor întoarce iar, când acesta vei vedea, te vei bucura. Ce boală va fugi în numele lui Iisus. E povara ta în mijlocul tău, își întinde brațul său. Orice boală va fugi în numele lui Iisus. De nou de ispăvire, de nou de mântuire, de nou de
un cântec nou de biruință în țara mea. E un cântec de eliberare, e un cântec nou de vindecare, e un cântec nou de ridicare în țara mea. A fost Lidia Mailescu cu un scurt comentariu urmat de chiar cântarea aceasta despre România, o cântare de care avem nevoie noi care ne rugăm pentru România și credem în planul divin al Domnului pentru România. Și acum vrea să înserăm pe finalul emisiunii un modul de rugăciune tot din Biserica Râul Vieții cu soțul Lidiei Mailescu, fratele Răzvan Mailescu. Însuși se roagă, cum poate nu mulți s-au rugat în această vreme, și cerând iertare și identificându-se și proclamând și unindu-se în unitate cu cei care au avut revelații profetice și proclamând, rostind planul Domnului pentru situații din România, unde vă simțiți confortabil, uniți-mă rugăciune cu fratele Răzvan, luați ce credeți că vi se potrivește, dar mai mult decât orice credeți că Dumnezeu își duce planul mai departe. Înainte de a urmări împreună această secvență, vă citesc, pentru că am deschis tot la 3 Petru, de la 11, desfiindcă aceste lucruri au să se strice. Și vedem că lucrurile se strică în jurul nostru. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Pentru dumneavoastră citesc aceste versete și pentru mine. Și în versetul 12, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Cred că aceasta este un gând major pe care l-am pus în mai multe emisiuni. Așteptând și grăbind venirea Domnului, ești parte din această lucrare de grăbire a venirii Domnului, în primul rând prin câștigarea de suflete, dar și printr-o sfințire și o purtare evlavioasă ca parte din mireasa lui. Răzvan Mielescu, cu care închem această emisiune, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Orice armă făurită împotriva ta este fără putere. Absolut orice armă. Indiferent cine a fabricat-o, indiferent cine a conceput-o, indiferent cine a făurit-o, este fără putere. Pentru că aceasta este moștenirea care vine de la Domnul și în Hristos ai fost făcut moștenitor al lui Dumnezeu, adică toate promisiunile în El sunt da. Tu mai trebuie să zici amin prin credință și zicem amin. Primim această moștenire, ne-o asumăm, orice fel de armă făurită împotriva ta este fără putere. Venim în învoire să ne rugăm pentru toți cei care sunt afectați de pandemia aceasta, indiferent dacă sunt credincioși sau nu. Rostim îndurarea lui Dumnezeu peste ei, rostim că Dumnezeu li se descoperă, ei văd îndurarea lui Dumnezeu și această nenorocire pe care diavolul a trimis-o, a făurit-o împotriva lor, se întoarce înspre mântuirea lor, în numele lui Iisus. Iar cei care sunt credincioși, rostim că primesc cuvântul de vindecare, rostim că primesc vindecare, primesc provizia de vindecare pe care Dumnezeu a pregătit-o, a asigurat-o, a achitat-o integral în Iisus Hristos. Prin rănile Lui noi am fost deja tămăduiți, am fost deja. Și dacă am fost, rămânem tămăduiți, suntem plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Venim împotriva oricărei forme de boli, oricărui atac demonic, oricărei forme de întuneric, orice fel de vesterea, orice fel de panică să fie legată și nimicită, izgonită, pulverizată din viața ta. Rostim peste tine favoare divină, rostim că peste tine răsare Domnul, rostim în învoire cu cuvântul lui Dumnezeu, ridică-te, scoală-te și luminează, pentru că lumina ta vine și Domnul răsare peste tine. Rostim peste tine că tu ești ridicat, nu ești doborât. Când oamenii sunt doborâți, tu, care nu ești doborât, vei spune, există înălțare, există ridicare. Și El îl ridică și pe cel umil sau pe cel doborât.
În numele lui Iisus rostim răsturnări de situații, rostim răsturnări de situații, indiferent ce boală ai avea. Scutură-te cum s-a scuturat Pavel de în pârca aceea, a scuturat vipera în foc și nu s-a lăsat contaminat de veninul pe care aceasta l-a injectat în el. Dacă veți bea ceva de moarte, nu vă va vătăma. Iată, v-am dat putere peste șerpi și peste scorpii, v-am dat putere să călcați peste toată puterea vrăjmașului, peste toată puterea vrăjmașului, ca nimic, Luca 10:19, să nu vă poată vătăma. În numele lui Iisus rostim că nimic nu te poate vătăma. Învoiește-te cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu te învoi cu cei care îți spun: e vai de tine, e sfârșitul. Învoiește-te cu cuvântul lui Dumnezeu. Tu ai fost născut din cuvânt. Nu ești dator să repeți toate panicile propagate prin tot felul de medii. Tu ești dator să propagi cuvântul lui Dumnezeu. Ești dator să transmiți mesajul, pentru că tu ești mesajul, ești o epistolă vie. Strălucește, dacă nu acum, când vrei să strălucești? Dacă nu crezi acum, când vrei să crezi? Pentru o vreme ca aceasta, pentru o vreme ca aceasta, te-a adus Dumnezeu în lume ca să fii lumină. Acum când totul se clatină, Dumnezeu te-a ales să duci împărăția Lui, care nu se clatină, care este în tine, să o duci în lume. Ești sterilizator, ești dezinfectant, ești sare și lumină pentru lumea aceasta. Mai mult ca oricând, trebuie să-ți împlinești rolul. Lumea are nevoie de medicamentul cuvântului lui Dumnezeu care este în tine. Tu ești cuvântul, tu ești o exprimare a cuvântului. Mă rog ca toți credincioșii să fie o expresie vie a cuvântului viu și lucrător. O descriere formidabilă, o punere în practică, o demonstrație a iubirii lui Dumnezeu, a cuvântului, a puterii lui, a soluției lui. Noi suntem soluții. Acesta este adevărul. Acesta este adevărul. Calc în picioare orice fel de neajuns, orice frică că nu mai ai ce să mănânci, orice frică că nu ai medicamente sau nu are cine să-ți ia, orice panică că se vor închide toate și nu vei mai putea supraviețui. Domnul este sursa ta. Domnul este sursa ta. Și Domnul este sursa mea, noastră, și Domnul este sursa mea. Noi ne-am lipit de Domnul și suntem un singur duh cu El. Suntem conectați la un surplus inepuizabil de provizii divine. Aprovizionarea lui Dumnezeu nu are niciodată sincope, nu suferă niciodată întârzieri. Dumnezeu nu este în penurie, Dumnezeu nu ridică prețurile, Dumnezeu este bun, bogat în îndurare. Și în toată această nenorocire pe care diavolul a trimis-o, Dumnezeu își revarsă bunătatea. Dumnezeu își revarsă bunătatea. Dumnezeu te-a păzit, Dumnezeu te păzește, Dumnezeu te va păzi. Tu ești păzit, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Indiferent unde ești, fie că ești în Mozambic, fie că ești în Africa de Sud sau în nordul Africii, fie că ești în Europa, fie că ești în Italia, fie că ești în America. Acum cei din America sunt mai afectați decât alții. Rostim ajutor divin, rostim ajutor divin. Rostim, ne ridicăm împotriva fără de legii și împotriva baciocului care s-a ridicat împotriva copiilor lui Dumnezeu, împotriva oamenilor lui Dumnezeu. Da, este o clătinare și este o confruntare. Ziarul New York Times a publicat un articol înfiorător
care condamnă credincioșii, spune o redactor, autoarea acestui articol, faptul că evanghelicii sunt de vină pentru răspândirea virusului în America, pentru că ei nu înțeleg să oprească bisericile și dă exemplu că au zis unii că nu opresc biserica. Și l-acuză pe președintele Trump, New York Times, că pleacă urechea la evanghelici și că face declarații neacoperite și speră el că de Paște țara se va deschide și bisericile vor fi pline. Și de ce un președinte n-ar trebui să creadă oamenii lui Dumnezeu? Rostim sprijin divin și rostim că toți președinții cred în cuvântul lui Dumnezeu. Rostim, așa cum s-au rugat și oamenii lui Dumnezeu și aseară, rostim că liderii politici nu se lasă manipulați de cel rău, nu se lasă manipulați de alte forțe oculte, ci iau decizii bazându-se pe cuvântul lui Dumnezeu, bazându-se pe credința în Dumnezeu, bazându-se pe binele poporului, pe care îl conduc fiecare dintre ei. Rostim în numele lui Iisus intervenția lui Dumnezeu, rostim în numele lui Iisus că biserica se ridică, rostim în numele lui Iisus demascarea planurilor diavolului și zădărnicirea lor, nimicirea lor în numele lui Iisus. Nu ne luptăm doar cu un virus, pentru că virusul e foarte ușor de învins. Dar sunt mașinații demonice. Diavolul încearcă să grăbească intrarea în Apocalipsă. Diavolul încearcă să forțeze vremea lui. Nu este vremea lui. Este ceasul și puterea bisericii. Este vremea bisericii. O să demonstrăm din cuvântul lui Dumnezeu. În numele lui Iisus oprim orice fel de ofensivă demonică și rostim răsturnări de situații, răsturnări spectaculoase de situații. Rostim că morțile se opresc în România și în numele lui Iisus se opresc în toată lumea. Rostim că pandemia se oprește, dar rostim că biserica este cu pradă de război aici. Cerem răzbunare pe cel rău. În numele lui Iisus trebuie să dea înapoi înșeptit. Ne luăm înapoi străzile, ne luăm înapoi libertatea, ne luăm înapoi, ne luăm înapoi orașele, ne luăm înapoi companiile sau serviciile, ne luăm înapoi, ne luăm înapoi întâlnirile de rugăciune, întâlnirile bisericii. Ne luăm înapoi viața. În numele lui Iisus cerem de 7 ori mai intensă prezența lui Dumnezeu, de 7 ori mai pline bisericile, de 7 ori mai binecuvântată țara, de 7 ori să dea diavolul înapoi pentru tot ce a făcut, pentru toate pagubile cauzate de această pandemie și demascarea tuturor planurilor lui și tuturor oamenilor care au facilitat asta. În numele lui Iisus, în numele lui Iisus, rostim că puterea lui Dumnezeu intervine, rostim puterea domniei lui, supremația domniei lui Iisus Hristos peste tot pământul. Rostim că România îi aparține Domnului, rostim protecție, stăm împotriva acestei pandemii și stăm împotriva panicii. S-a dovedit medical, nu doar științific așa în general, dar medical s-a dovedit că frica slăbește sistemul imunitar. În numele lui Iisus eliberăm puterea lui Dumnezeu în viața ta și nimicim, legăm și distrugem efectele fricii, legăm duhul de frică
și li zgonim de la tine. În dragoste nu există frică. Dragostea desăvârșită alungă frica. Frica vine de la celor, înseamnă credință negativă, înseamnă credință. Frica este credință că, sau încrederea în puterea vrăjmașului de a te putea vătăma. Și Domnul a zis, nimic nu vă va putea vătăma. Crede-L pe El, nici obligat să te învoiești. Cu frica generală și cu fel și fel de păreri, toți experții se contrazic. Unii spun așa, unii pe dincolo. Care mai de care mai prăpăstios? Mai este și câte unul care spune adevărul. Învoiește-te cu cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este sigur, este încercat. Rostim în numele lui Iisus favoare și răsturnare de situații, oricare ar fi situația ta. Indiferent că ai nevoie de o minune financiară, indiferent că ai nevoie de o minune de vindecare, indiferent că ai nevoie de minune de restaurare a unei relații în familie, rostim că altarele familiei se rezidesc în numele lui Iisus. Rostim binecuvântare și rostim, ne învoim cu tine pentru miracol. În numele lui Iisus, toți cei ce cred să zică amin.